43, 2023, 06, 043. 43, 43. Este fixată. Dacă e contestată? Nu, e contestat. Ce aveți în voi? Dacă e fixată, ședință. Acolo, ședință, ședință, ședință. Ședință, nu, dar nu pot pronunța. A, nu, acum de ce dacă este? Ce? Nu știu. Da, dar numai aici. Vreau să mă aud dacă îl găsesc la telefon. Distribuiți-l, distribuiți-l, bună dimineața, oameni buni, distribuiți-l. O ajuns și el la justiția care a făcut-o. Domnul Popa, ia să discutăm noi o secundă, aveți o minută. Ce discutați cu debilele dumneavoastră? Dar cum vă gândiți? Care debile mei? Care-s debilii mei? Așa. Nu, asta este în minută, asta în minută. Dacă nu aveți ședință la, la chistol, că eu am pus cerere. Mhm. Eu am pus cerere să fiu anunțată și ședință pe site, să vadă toată lumea. Salut, salut, Svetlana, distribuiți, distribuiți. El a venit la justiția lui. Igor Popa a venit la justiția lui. Amândoi suntem, hai să protestăm împreună. Igor Popa, hai să protestăm amândoi împreună. Că nu e justiție în țara asta. Igor Popa, dar cum te uiți la banii care i-a primit Manuel Emuia? Igor Popa, dar cum te uiți la banii care i-a primit Manuel Emuia, 800 de mii de lei? Hai să grăim de justiție. Nu grăim dosarele voastre, grăim de justiție. Hm? Aveți un răspuns la banii lui domnica Manuel? Mă duc și l-am prins, mă duc să-mi pun o cerere și l-am prins pe dânsul. Ia ca oameni buni, nu-i găsesc eu subiectele. Ia ca unde le găsesc. Ei m-au fabricat. Dar și nu-ți faci probleme. Dar păi ai fost, nu neautorizat. Nu neautorizat. Ai fost în sistem. Dar ce înseamnă? Și ești la comandă, îi luați, vă rog, măsuri. Și ești la comandă, ce faci? Înscris. Înscris. Dar păi ai fost la putere. Ai fost la putere. Dar păi încă, în continuare. M-am săturat din voia că așa ai venit în toată ziua. Dar eu te întreb, domnica Manole, uite, îți dau o întrebare. Domnica Manole, dar ce înseamnă chemați poliția? Ce fac eu? Nu știu ce schimb poliția. Lasă lumea să te vadă. Lasă lumea să te vadă. Cum te-ai îmbogățit? Știi cum îmi dai 550 de mii de lei pe casă? Ce scos tamponul? Și nu filmai pe mine. Și te râde ca o fată. Ia uitați-o, ce faci? Opa, na, el a venit la justiția lui, oameni buni. Asta e justiția lui. Eu îl întreb. Domnica Manole a câștigat 800 de mii de lei. Popa. Este Igor Popa, care a fost la putere. Și procurorii lui i-au făcut lui domnica Manole dosar. Care procurorii au făcut lui domnica Manole dosar? Hm? Lui domnica Manole... Eu prăjit câtă discriminare. Aici au fost un ex-procuror. Asta cheamă zeci poliții. Da, e și mai vorbă. Da, auzi tu, ia împrăjit. Justiția voastră. Ia uitați-vă. Aici om, procuror, cum vorbește. Uitați-vă la dânsul și faci acolo șerbe. Distribuiți-o. Dar eu sunt 2 metri. La tine puti. De la tine puti. Da. Ai făcut justiție în Moldova. Numai justiție ai făcut. Care procurorul tău i-a făcut lui domnica Manole dosar ca asta mus câștige 800 de mii de lei. Vă dați seama? 800 de mii de lei. Și că ai stat el să câștige amuș mâine pe mâine. Eu să la ușă. Da, ia uite, vezi, el e la ușă. Pe dânsul sună, să vedem la cine are dosar. E așa îi găsesc eu pe toți, criminalii ăștia care au făcut justiție în Republica Moldova. Este procuror, ex-procuror, el îmi spune, toate dosarele tale o să fie zero. Vedeți? Dar la domnica Manole 800 de mii de lei. A lui domnica Manole dosarul 800 de mii de lei, oameni buni, domnica Manole ieri 800 de mii de lei. Datorită lui.
lui Popa, lui Popov, lui cine mai era pe vreme și Haruzin. Ei erau brătvaua în Republica Moldova. Nu erau prin gruparea asta Machena? Nu erau uitați împreună cu Machena? Sau împotriva lui Machena? Cu erați? Pentru Machena sau împotriva lui Machena? Dar voi ascultați, e că ăsta e un ex-procuror, așa e și soțuisa, așa e și el. Așa e și copilul, i-a fost dat afară de la Da Vinci. Dar ce a stăcut când copilul v-a fost dat afară de la Da Vinci? De ce a stăcut? 5600 de euro copiii lui învață la liceu, oameni buni în Moldova, de el îmblă prin instanță, dar mâine, păi mâine ar să câștigi. Ar să câștigi la CEDU, cum câștigă acum dosar ședință închisă la Geta Chistol. El are ședință închisă la Geta Chistol. Că așa vrei Geta și cu dânsul. Iau justiția în continuare. Dar noi asistăm la și la circuri, la teatruri, teatre, of Moldova, circuri. Leacă, Igor Popa. Are și el am întrebări, oameni buni. Are întrebări. Și are întrebări mari. Vedeți? 800.000 de lei au câștigat domnica Manole datorită la procurori. Dar cine să plătească? Cine ar să plătească și 800.000 de lei? Noi, poporul. Pentru ce? Pentru gafile lor. Că ei aveau razbor și acolo. Cu Diacov, cu criminalii de Popa, de Popov, de Stoianoglu, de razbor și cu Diacov, cu toți. Și amuia Haramaniuc, care tatăl lui Haramaniuc a lucrat cu domnica Manole la curte de apel, i-a dat 800.000 de lei. Lumea stată prin penitenciar, domnica Manole nu a stat nici o zi. Nectele, pleacă. Domnica Manole nu a stat nici o zi. Oameni buni, uitați-vă la film, că e de la început și e interesant. 800.000 de lei. Cum le-a câștigat domnica Manole? Datorită la... Ați văzut? L-a telefonat și i-a spus, du-te, că este o lar și așa e ședința pe urmă. L-a telefonat din tăi și i-a spus o dată și a doilea oară. Du-te că așa e ședința. Dar eu ieri am venit, ca voi să înțelegeți, am toate actele în mână, ieri la 23:30 eu am ședință la Ciobanu Sergiu, eu am ședința mea. La 24:30 toate actele contestate le are fiorul meu. Ei fac ședințele fără mine, Sergiu Ciobanu, aici care e implicat și la Valentin Ișanu, la dosarul de la CEDO care s-a pierdut acum. Asta e ex-procuror de pe la Pizdușeni, ex-procuror Ciobanu a ajuns judecător. Ați văzut, am o listă cât judecători odată în 5 ani de zile îi trec controlul psihiatric, îi trec psihiatru și psihologul. Le dă lor voie cineva să vorbească cu noi așa, ați văzut cum vorbește Popa. Eu am venit acum să pun o cerere, să fac cunoștință cu dosarul, să ascult căștile, să ascult ce s-a făcut cu dosarul meu ieri, a meu și al oficiorul meu. Înțelegeți? Nu am să-i lăs, că ei vin la putere și îi câștigă bani. Ei iau războr și între dânșii și pe, încă așa câștigă în Moldova 800.000 de lei, încă nu a câștigat nimeni, oameni buni, cum a câștigat domnica Manole ieri 800.000 de lei. E că datorită la criminalitatea, să vezi că l-am întrebat. Cum a ajuns domnica Manole să câștige 800.000 de lei în Moldova, oameni buni? Încă nimeni nu... Azi ai cu fratele la ce oră? N-am cu fratele astăzi, dosar. Eu am fost la Ciocan atunci și am pus cerere, domnul Valentin. 800.000 de lei încă nimeni nu a câștigat în Moldova. Ca voi să înțelegeți ce înseamnă Curtea Constituțională. Curtea Constituțională trebuie să aibă 6 judecători. 6 judecători. Dar ea are numai 5. Ea are numai 5 judecători în continuare. Înțelegeți? Suntem o țară de proști. O țară de proști care un judecător la Curtea Constituțională nu se face niciun concurs. Și ei se gândesc pe cine să pui, că nu comandă cu toată țara, domnica Manole, se gândesc pe cine să pui la dosarul, la Curtea Constituțională. Ei se gândesc pe cine să pui. Înțelegeți? Se gândesc. 5 judecători. Suntem o țară de proști, a rămas 2.500.000, 2.400.000, așa spun ei. Că suntem o țară de proști,
și domnica Manole are 800 de mii de lei. Era Sandulache pe timpul lui Filat, 400 de mii de lei i-o dat, tot așa un câștig ceva i-o dat. Și Doamne ferește ce s-a făcut atunci, dosar penal, nevoie, variante. La domnica Manole asistăm o...